Salut! Noi suntem Cocoliș și bine ați venit la Obi, scapă de picnic! Nu uitați să apăsați butonul Domnul de cocolan! Dacă vrei să înceapă școala, începe mai tu, se lungește. Vine vostru, pentru bine vostru. Frate, ia uite, știi ce fain e aici! Cred că ăsta va fi cel mai fain Obi, deoarece este plin cu mâncare, Felix! Ia uite, acolo văd niște gogoși! Tu, ți-e poftă de gogoși? Dar nu faci de casă! Deci mie mi-este poftă de gogoși de câteva zile, m-am trezit cu poftă de gogoși. Dar nu faci de casă, dar din la ne plăște în... Deci eu aș vrea să fac niște gogoși. Ce hamburger, respirați! Dar de ce-s așa de gri? Ia-ți badge-ul. Dar nu mi l-am luat? Uite și tu. Ce scrie așa? Ok, acum l-am luat și pe unde mergem? Pe bacone. Se pare că am de Cristina. Ia uite. Am căzut în grătar. Ok, haide să mergem aici pe margine și acum pe bacon, pe bucățile de bacon. Uhu, cum cade Felix. Vezi, Felix, roata se întoarce dacă tu râzi de mine, râd și eu de tine. Ce ziceți? Sunt pe primul loc. Felix, să nu-mi faci acolo ceva să pierd, ok? Ce e aici, suc? Ia uite și tu, pentru cei care beau suc. Suc sau vopsea? Pare să fie un fel de vopsea. Vopsea la pixă. Uite, așa, astea sunt pixe de suc, vezi? Doze de suc. Uhu! Cel mai bun suc este sucul făcut în casă. Da. Nu, dacă cumpărați suc natural, fresh făcut, da, merge. Da, dintr-o la să vi-l facă pe loc, nu dintr-o la să cutie. Să vedeți fructul, nu să așa. Da, nu ăla la cutie care zice că e din fructe. Că la e o prostie. Și scump. Băi, scump. Ok, ia uite și tu, aici e cașcaval topit. Da, dar nu înțeleg de ce e și verde. Știu că verde înseamnă culoarea de musega. Nu, de musega. Este cu ierburi, ce știi tu? Cașcaval cu ierburi. Da, ai mai mâncat iarbă din asta? Depinde ce ierburi. Uite, ăștia sunt mucegăiți, clar, da? Și-a pierdut culoarea, și-a pierdut colorantul natural. Felix, eu am căzut și totuși nu am puțin nimic. Deocamdată. Ia uite, am văzut acolo un om care face grătarul. Da? Eu nu l-am mai văzut. Ia uite, un om acolo, o femeie, vezi? După aceea un băiat acolo și alții mai mulți acolo care stau la masă. Tot stau la masă? Da! Ce obi interesant! Era cât pe ce să cad. Ok, ai căzut, Felix. Trebuie să sar de cuțite, nu să mergi pe ele. Ah, ok, am crezut că m-ai mânțit. Eu nu mânc niciodată. Uite, se pare că aceste cuțite sunt puse pe șervețel și putem să călcăm pe șervețel. Are o poftă Cristina de chipsuri, vrea să îngrașă. Deci Cristina... Eu n-am mâncat chipsuri de câteva luni. Era 11 sau 12 noaptea seara și zice Cristina, chipsuri! Că am văzut la televizor, dar acum mi-a trecut. Ce zboară freza, Cristina, am văzut un metru în sus. Jump over these Doritos and have a fun. Cristina, eu m-am pierdut. Unde sunt? Sigur te-ai ascuns undeva. Unde sunt, Cristina? Dar ai mai întâi să salvezi? Cred că te-ai dus aici între chipsuri. Nu, eu nu sunt acolo. Eu nu sunt acolo. Unde sunt? Stai că te-am văzut! Unde sunt? Unde sunt, Cristina? Unde sunt? Unde sunt? Unde-i Felix? Unde sunt? Unde Voi, sunt? Uite, e aici, am bucat de chipsuri. Ba nu sunt acolo. Ba da, ești în bucat de chipsuri. Unde sunt? Mai ești pe aici, Felix. Uite-te, te-am văzut. Știi ceva? Ascunde-te tu, că eu mă duc pe Doritos. Care sunt chipsurile voastre favorite? Doritos, tortillas, chipsuri, normalos? Chipsurile normale. Să nu cumpăr asta, că e cu bani. Să nu cumpăr, sigur? E cu bani realu. Ești sigur? Nu! E 6,50, nu da. Nu mai ții chipsuri. Merge pe cartofi prăjiți. Frate, deci de când am venit de când am venit la Cluj, am mâncat vreodată cartofi. Limba cu bube, Cristina, mă apucă. Limba cu bube. Mi-e dor de niște cartofi, noi n-am mai mâncat cartofi. Limba cu bube, Cristina. Ba, da, cred că am mâncat odată cartofi. Bube. Ok. Se pare că mergem pe limba cu bube. Am căzut în salivă, Felix. Tu te-ai dus cumva în nas? Te-ai dus în nasul mâncăciosului? Mai contează. N-avem voie să călcăm nici pe bubă, nici pe salivă. M-a aspirat cu nasul, l-ai văzut? A făcut așa. Și m-a tras înăuntru. Ce zice omul ăsta? Okay, când joci un obi care este bazat pe mâncare, lucrurile astea sunt așteptate să se întâmple. Gen, mult acid în stomac. Și ce clasă crește buruiană în stomac? Și buruiană în stomacul omului ăsta. Cum se crească buruiană? A, de mine. Nu mai putut să bage culoare pe hamburgăște. Ia uite, am mâncat cu tot cu oase, Felix. Ăsta a mâncat friptură dintre aia, n-am mai mâncat
N-a luat-o jos de pe oase, era atât de pofticios și mâncăcios încât s-a grăbit. Sunt unii care pap așa. Ha, Felix, hai de că te aștept. Ia uite ce avem aici în jur. Slime? Credeți că a făcut slime și l-a mâncat? Sau a mestecat gumă? Nu știu, eu nu mai mănânc gumă. Mai sunt persoane care mai mănâncă gumă. Mai e guma la modă? N-am mâncat nici eu de mult timp. Chiar mai este guma la modă? Adică se mai merită să mănânci gumă în viața eu asta? Eu o văd ca pe ceva rău, adică sunt o grămadă de prostinia, dacă vă uitați pe ambalaj. Dar uneori e faină, dar nu multă, știi? Ha-ha, și tu ai căzut, ce se întâmplă? Pe unde trebuie să o luăm? Să alegi pe una dintre ei. Ah. Ha-ha! Ha-ha! Ok, deci prima cred că este extremitatea din dreapta. Și a doua, cred că e cea din stânga. Și după aceea în mijloc. Știu că am instincte. Uhuuu! Vedeți? Am instincte! Haide, Felix, haide! A fost greu să ieșim din acest Unde suntem acum, Felix? Ne ia cu viteză? Suntem la loc unde sunt... La locul ăla... La coșul de gunoi. Oh my god. Numărul 2! Eu plec, Cristina. Și eu plec, Felix, așteaptă. Eu sunt prima. Cât era miros acolo. Acum se pare că am ieșit din omulețul acela. Ce-s astea, ouă? Ce că frate, îmi place puiul prăjit. Mi-aș fi dorit să stăm aici, să stai aici să mâncăm ceva împreună, dar nu este timp pentru asta. Trebuie să căpăm, să plecăm de aici. Ia uite, omul ăla, Felix, are un cuțit și vrea să ne omoare. Vrea să ne facă ceva rău. Vrea să taie merele. Ce-s astea, ouă? Cred că e hartane. Sunt hartane. Am crezut că sunt niște ouă cu două ouă mai mici jos. Ce imaginație! Salvăm! Uhuu! Astea ce sunt? Condimentele sau sosurile? Sau gemurile? Ia uite și tu, ăsta este muștar, da? Prima a fost maioneză, după e ketchup și ăsta albastru ce-o fi? O travă. Nu, asta cred că e apă. Ăla verde, iar nu știu ce-i. Ăsta verde e sos pesto, Felix. Sos pesto? Da, uite aici, ăsta ce-i? Coca-Cola? Așa? Zici că e petrol. Uleioasă, așa, petrol. Ok, haideți să mergem și să nu cumva să alunecăm. Mamă, cât e furnică! Felix, furnicuță! Dacă ai fi așa furnică așa de mare... Ce cute! Dar ia uitați cum iau aceștia micul dejun și... Mamă, dar se furnică din aia roșii, din aia care pișcă mușcă albine. Să înțeleg că noi va trebui să urcăm până acolo sus. Ia uite, ăla are umbrelă, da. Să înțeleg că o să luăm și noi umbrelă? Dar e cam adormită femeia asta care pregătește acolo. Vreau să uită la telenovelă. Asta era dorința ei în viață. Dar oricum, uite, băițelul ăsta se uită prin lupă. Și din cauza asta o să ne ardă pe noi, știi? Trebuie să trecem pe după. Nu se uită pe lupă, vrea să ardă. Vrea să omoare furnicile. Bă, frate, vrea să omoare furnicile. Ce gameri sunt. Ia uite și tu. Mamă, cât de talentat. Cât de talentat sunt. Se pare că am fost și o talentată. Uite că aici sunt doi prieteni, Felix. Doi băieți care se uită. Și voi vă jucați cu lupa când erați kinder. Eu nu mă jucam. N-aveai lupă? N-aveam lupă. Era fain cu lupă, ardea. O singură dată, țin minte. Ăștia au vărsat pe jos. Nu mai te duci unde costă. Sigur, Felix? Sigur nu? Nu, că cancela. Sigur? E 6,50 lei, nu mai te ții lupă. Ce zice băiatul ăsta? Desert. Ce ochi lungi are, cred că de la atâta desert. Să înțeleg că ăștia au pus glazura direct pe masă? Ia uite și tu. Să fie din plin, să se sature, știi? Mamă, ce yummy! Ce tare este obiul ăsta! Îmi plac foarte mult obiurile astea care au grafica super specială. Se pare că aici avem un tort cu o grămadă de gogoși și biscuiți. Felix, am ajuns în vârful tortului și am luat și o monedă. Cum a urcat fratele meu acolo? Haide că te aștept! Și ai găsit acolo? Hai, monedă, ăsta e badge award! E daur. Nu știu exact la ce mă ajută. E daur, ai tot ce contează, că e daur. E daur. Bine. Am zis că s-a scumpit aurul. Ok, haideți să mergem pe gogoși. Aveți vreo gogoașă preferată? Cred că preferatele mele sunt astea simple. Simple cu coajă de lămâie ne... Cum se zice? Chimicalată. Da. Nechimicalată. Și cu atât. Da, uite, ci că ai grijă la hamburgerește, la cheeseburgerește, deoarece sunt... De ce m-am dus pe ei? De cancer. Numai cum vreau să cumpăr chestii. Ai grijă la hamburgerește, deoarece se muce găieți. Oh my god, dacă s-a dus culoarea. Uite și tu, fata asta mănâncă hamburger muce găit alături de cartofi prăjiți și hartan. Un ou mare cu două ouă mici. Ok, haide să văd dacă pot să trec printre.
fără să pățesc nimic. Trebuie să ne cățărăm până la căsuță. Bă, nu prea pot să mă cățăr. Ba da, uite-te. Haide, că mi-ai puțin de la, lateral, așa, uite-te. Lateral, Cristina. Care lateral? Așa, așa, da, așa. Nu, lateral. Stai, încerc. Pe aici? Da. Lateral drept, așa, așa. Sar și urcă-te. Nu merge, nu mă ține. Tot să vezi, arată gămearul. Eu vreau așa, stai, poate reușesc și eu. Am rămas aici, cățărată. Nu reușesc, m-a ajuns tu? Da. Ia să vedem. Nu știu ce m-aș face fără gămear. Ok. Se pare că am ajuns într-o căsuță de păsărele. Mamă, cât îmi plac ăsta, că fac piu, 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 piu. Uite-ți ce chiuțăt, fratele meu. Asta îi zici că e aia de la Twitter. Ok. Nu-i partea lumea Twitter. Acum totul lumea pe Instagram, hashtag, filtru. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram. Da, postez o dată pe lună, cât să mai des. Eu postez mai des și fac și story-uri, dacă vreți să vedeți ce se întâmplă cu noi. Și am să fac story-uri cândva. Aproape zile. Și am să fac story-uri cândva. Serios? Gândiți-vă la asta, da. O să încep și o să filmez și o zic story. Uite, am învățat și eu cum să mă urc aici. Ce s-a obișnuit femeia să se cațăre. Oh, m-am cățărat direct în copac, se pare. Click that green button. Ok, trebuie să atingem butonul verde ca să ne luăm o umbrelă și apoi să plutim și să urmărim inelele. Salut, păsărelelor! Unde? Unde? Okay. Butonul ăsta verde. Da, am postat, dar unde? Am dat umbrelă. Ok. Am postat pe 1. Ți-a dat umbrelă? Pe 1. Oh! Mi-a dat umbrelă. Stai, nu am umbrelă. Trebuie să te pui pe aia. Pe asta? Da. Nu știu dacă reușesc. Nu știu dacă pe aia. Nu cred că pe asta, Felix. Dar nu știu unde. Click on the green button to grab the umbrella, then flow down. Da, deci eu m-am sacrificat. M-am sacrificat. A, uite-te, prin inele, Cristina. Ok, da, zicea că prin inele. Ia, aici mă pricep. Mamă, și mă pricep, Cristina. Hai de cap meu. Și sar. Nu, sar și bacea de umbrela. Trebuia să sar prima dată? Mamă, ce mă pricep, Cristina. Și de talentat. Wow, prin toate, dacă nu mă vedeți. Nu te mai lăuda. Abia aștept să vin și eu. Păcare. Dar văză buton ca să dea umbrela. Așa, și cum? Fac sar și după aia dau umbrela? Da, sar și dai pe unul. Așa, și apasă în față, apasă în față. Ce tare, parcare! Vezi ce fain este să dai cu umbrela. Toată viața mi-am dorit să mă dau cu umbrela așa. Mary Poppins suntem acum. Mary Poppins. Vezi că dacă n-apeși în față, te duci în jos. Așa că tot timpul trebuie să apeși în față, știi? Da. Când acolo trebuie să dai puțin jos ca să treci prin inele, știi? Și dacă ating inele se întâmplă ceva rău? Nu mai apăsa în față și te duci în jos, vezi? Așa. Acum dai în față. Vezi? Ca să... Și acum dau în față. Da. Și acum trebuie să dau puțin mai jos. Merge în față. Și merg în față. Cineva a căzut. Nu e adevărat. Ba da, uite. Ba da, dar trebuia să cazi. Cumva am ajuns aici la început? Da, la început. Repede, urcă-te pe scară, că dacă nu te va prinde cineva... Cine? Un om rău care vrea să ne mănânce aici la picnic. Dar nu știu dacă vreau să fiu mâncat, nu știu dacă e plăcerea mea în viață. Cred că vrea să ne facă grătar. Se pare că am ajuns și noi aici, departe. Ia uite, unde văzusem mai de mult pe acea fată care era cu umbrela și se ducea la albinuțe. Mai țineți minte? Se pare că am ajuns și noi aici. Ce obi, fain. Uite, Felix, de aici de sus putem să vedem tot obiul. Ia uitați. Mi se pare un super fain obi ăsta. Vă fac turul obiului. Ia uitați, acolo sunt copiii aia cu lupa. Uh-huh. Da? Acolo este glazura. Aici e omul ăla cu bube pe limbă și cu cartofi prăjiți, chipsurile, sosurile, grătarul și tortul. Acolo este, abia se vede tortul. Mamă, deci ce fain e! Felix deja a ajuns la albinuțe. Sper să nu cad. Ce freză țipoasă are ăla de dedesubt, vezi? Cred că dacă aș cădea în capul lui, cred că m-aș lovi. Sper să nu cad. Sper să nu cad! Am ajuns la albinuțe! Merge pe albine? Hai să mergem la albinuțe. Hashtag miere! Hashtag miere! Felix a căzut! Intenționat. Ok, și ești în spatele meu, ok. Ce cute sunt albinuțele astea, cum fac ele miere. Se pare că ne-au atras în cuibul lor. Oare e plin de miere aici? Du-te, Cristina, du-te. Wow! Du-te. Choose that correct path. Du-te, du-te. Asta din dreapta mi-a zis.
Hai, te aștept. Mă la fel, mă la fel. Că te aștept, așa că sunt trei circa, vrei să mergi singur. Ok, deci asta e prima. Ha-ha! Nu! Nu se poate să vedem. Cine râde la urmă, râde mai bine, Felix. Nu se poate așa ceva. Că sunt de treabă, haide, haide, pe asta din mijloc. Peste din mijloc. Yeah. N-am încredere. Uite, uitați cocolișilor, asta este cașcaval cu miere. Ia ziceți, cui dintre voi vă place mierea? Ziceți, hashtag eu miere. Deci, care vă place? Pentru că mie chiar îmi place mierea și n-am consumat într-o lună decât două borcane aproape. Felix este un mare consumator de miere. Eu merg pe miere. Deci, și mierea zaharisită este mierea toxică. Luați miere care să nu se zaharisește. Da, deci chiar dacă credeți că aia zaharisită e asta bună, pentru că așa am crezut și eu când eram copil, până nu de mult, dar de fapt aia care nu e zaharisită e cea mai naturală, în care nu s-a adăugat nimic. Toți care vând o să vă zică că cea zaharisită e bună, pentru că asta o lungesc ei să facă proper fight. Da. Ideea este că... Am terminat deja Abiul. Am terminat Abiul și Felix a ajuns pe primul loc. Ah, cu... Eu de... Deci asta a fost unul dintre cele mai faine Abiuri, prin faptul că era diversitate. Oh, zice aici că there's a hidden badge. Ok, oare unde-i? Oare... Te-ai dus în alt obi. M-am dus în alt obi ca să caut. Care l-am mai făcut. Ca să caut badge-ul, dar noi am mai făcut obiul acesta, așa că o să ne întoarcem la un simulator de distrugere. Haide, Felix, haide să mergem. Ce level suntem noi? Ce level? Unde scrie exact levelul? Unde scrie? Level 16. Deci mergem la 15. Mergem la 15? Păi? Pentru că... Stai. Mergem la asta cu căsuțele. Ce nivel ne trebuie ca să mergem în partea la altă, Felix? 20. Nivelul 20, pe bune! Tu de unde așa mulți monei, Cristina? Oho! Meșet. Păi eu sunt bogătașă, Felix, nu știai? Eu sunt extra mega bogătașă. Cred că am făcut aici treabă foarte faină și m-au răsplătit ăștia, știi? Că data trecută eram... Oh my god, tu ai ghiozdan! Ah, nu, tu ai ghiozdan. Avem amândoi ghiozdan. Stai că eu vreau armă nouă, Cristina. Doresc armă nouă. Păi cum adică? Nu-ți place asta cu albinuțe? Vreau una și mai șmecheră, și mai cu rachete, cu chestii vreau, Cristina. Îmi doresc una cu rachete, Cristina. Dorința mea să am rachete. Pe bune! Ia uitați și voi. Deci mie mi-ar plăcea să construiesc case. De ce trebuie să le distrugem ca să luăm bani? Ar trebui să le construim, știi cum? Real estate dintr-o asta. Real estate. Să facem bani aici, din case. Ia uitați și voi cum distrug aici acoperișul. Felix, tu unde ești că nu te văd? Ți-ai dus la magazin? M-am dus să vând, chiar am buzunarul plin. Dar toate astea am 19.000 și tu ai 25.000. Nu știu cum a făcut Cristina atât de mulți bani. Am talent! Am talent, Felix. Nu știu cum a făcut atât de mulți bani așa repede. Când vine vorba aici la căsuțe, mie îmi place super tare, știi? Și de aia, cred că mă pasionează. Trebuie armă nouă. Tu mai vii? Da, eu sunt aici, distrug căsuța. Aici? Vrei să te ajut? Nu. Vrei să te ajut? Căsuța mie. Căsuța mie. Să-ți distrug căsuța, Felix? Ce ziceți? Mie îmi place arma asta cu albinuțe. Mă duc să vând și eu. Am 30.000. Ok, și câți bani îmi trebuie ca să-mi iau... O super armă care rupe tot din trei mișcări, 65.000. Oh, deci suntem la jumătate. Sărim peste una, că nu e așa bună. Era una care era 40.000, dar nu prea e bună. Era second hand. Ne cumpărăm proaspăt nou. Ok. Și abia la nivelul 20 poți să trec la alte chestie? Da. Bă, frate. Dar dacă luăm arma aia nouă, cu arma aia nouă imediat treci peste. Deci cu arma aia nouă știi cum merge. Aș vrea și eu să văd ce se întâmplă acolo. Și ură, dar ne trebuie arma nouă, Cristina. Trebuie să mergem pe arme noi. Da. A, cu blocuri pare foarte interesantă și cu sferele este. Și uite-te ce pe acolo, dar noi nu avem acum. Oare contează dacă dai de la distanță sau mai de aproape? Nu știu, dar oricum trebuie să aștept 5 secunde care par o infinitate când luăm armă. Sunt faine armele care durează o secundă, știi? Da, într-adevăr. Ce ziceți, dau cu damage mai mare dacă dau de la distanță? Dar de la distanță aștepți mai mult până când ajung rachetele acolo, dar oricum trebuie să aștept 5 secunde până se încarcă. Păi da, dar s-ar putea să-mi dea damage mai mare. Adică eu nu sunt atent exact la cât dă, dar poate sunt cocolic și atenți. Uite să le distrugem la ăștia scările, să nu mai poate să mai ducă la etaj. Uhu! Oh, se pare că mai am o scară, trebuie să le distrugem și pe asta, uite asta. A căzut acoperișul, Felix, îți place ce-am făcut? Foarte fain. Felix, ai luat tot acoperișul. Nu știu cum, aveți mai mulți bani decât mine. Eu? Da. Aveți? Aveți, tu și Cristina. Cocos și Cristina. Uhu! Sel, deja mă duc la sel. Nu, Cristina. Ei, ții minte, data trecută tu mă duceam la sel, mai țineți minte? Da, știu, Cristina, nu știu, tot făcea și îmi mergea bine. Cred că e tehnica, Felix. Am eu o tehnică bună pe care tu nu poți să înțelegi. Cum se cheamă tehnica? Distruge, vinde, cumpără tot. Așa se cheamă tehnica mea. Se cheamă cocotehnică, în primul rând.
Și cred că să-ți placă ceea ce faci, pentru că mi-e place arma asta. Uhuu! Mi-a tras una în cap, se poate așa ceva? Mamă, dar ce butoi ai în spate. De ce, tu nu l-ai la fel? Ba da, dar pe tine arată diferit. Ăsta zici că e sac de mergi la sală. Eu, pentru că sunt așa de imens, mă arată aici foarte, foarte bine. Aaa, în cap mi-a căzut asta, tu ai distrus-o. Eu am distrus-o, am fost super powerful. Uhuu! Recuperi și mie. Așa. A, eu voiam să dau acolo în partea aia, Felix. Level up! Level up! Aaa, mai am până la level up! Deci mi-am pus să fie așa în față. Bă, da, Felix! Uhuu! Mi-a scos afară că se reconstruiește, hai să așteptăm. Da, se pare că se construiește din nou. Deci eu sunt la nivelul 17 și Felix este doar la nivelul 16 și mare o grămadă. Mă lași cu doarul tău. Mare o grămadă până ceva ajunge la nivelul 17 și eu am și bani înaintea lui. Îmi place tare mult când sunt în avantaj, vă zic sincer. Pentru că de cele mai multe ori Felix este primul. Așa că mă bucur și eu de fiecare dată când am oportunitatea. Ce s-a întâmplat acolo? Și mă laud mult, mult. Se laudă mult. Uite, le distruge la ăștia casa pentru că n-au primit aprobările, știi? Nu trebuia să-și facă așa. Eu nu știu cum își fac ăștia blocuri și n-au autorizat de construcție. Adică te costă autorizat de construcție, blocul costă jumătate de milion de euro și autorizat de construcție costă 1000 și tot nu și-o facă. Nu pot să înțeleg pe român. Cred că merg așa la risc, știi? Dar nu pot să înțeleg, adică... Nu sunt obișnuit să-și facă. Felix, deja sel! Nu! Ai 40.000, Cristina! Frate, vorbeai cumva de o armă nouă care costă 60.000 și de care eu cumva mă apropii. 60 sau 60.000, nu știu, dar arma e super faină, Cristina. E în 3 secunde și face damage de 3-4 ori mai mare, Cristina. Este foarte posibil cumva să-mi iau eu prima? Nu ți-o iei prima. Nu, fă pauză, Cristina. Du-te, stai pe telefon ca orice femeie care stă acum pe Instagram. Astfel, să mă duc pe Instagram după ce termin de filmat. Stai pe telefon, Cristina! Nu uitați că vă aștept pe Instagram, gocolicilor, da? Postează story-ul. Să mă urmăriți acolo. Postez și eu cât pot de des, adică când am chestii să vă arăt. Felix, eu cred că tehnica mea e mai bună. Tu dai click acolo în continuu, dar eu dau doar atunci când trebuie. Trebuie. Eu numai asta am auzit. Nu știu ce ai zis, dar asta am auzit, Cristina. Dacă cineva îmi traduce... Am zis că tehnica mea e mai bună. Uite că repetă! Păi ca să fiu sigur că ai înțeles. Și acum urmează să dăm acoperișul. Și vezi ce damage am făcut aici. Și sunt foarte curioasă dacă mi se umple ghiozdanelul super curând și trebuie să merg să vând. Numai ce ai venit și să umplu ghiozdanul. Gata, deja mă duc la vânzare. No! Este 45.504. Ce zice? Sunt expertă la nu fi expertă, Cristina. Nu fi expertă. Baru, Felix, sunt un adversar de temut. Ia uite, știu ce repede mi-e umplu ghiozdanul. Te descurci aici? Rău. Te descurci rău? Dar unde ești? Ești în partea aia? Distrugi vila aia? Distrug o vila. Ia uite și tu cât damage! Mamă! Deja mi s-a umplut aici arma. Și imediat voi mai distruge căsuța de tot. De tot. Ia uitați cum stă. Abia se sprijine. Facem aici ca să cadă. Tu dai damage mai mare. Dau damage mai mare, nu? Da. Dar de la ce? Nu știu. Deci, puteți voi să deslușiți misterul de ce eu atac mai bine aici? Poate că ai level mai mare, nu știu. Bine, acum da, dar înainte totuși cum am ajuns eu? Nu știu ce făceai, eu m-am uitat la arme. Tu direct lucrai. Da, eu am fost mai muncitoare, cred că de asta. Felix a cam petrecut mult timp în magazin. Urmezi tu în magazin. Doar să te uiți. Nu zici armă tot, te uiți tu. Mi-ai zis una de 60 ceva de mii, deci mă uit. Ai mi-ai zis că să sar peste una. Ce? Imediat mi se umple ghiuzdanul. Hai mă! Pe bune! Uhu! N-are cum să umple deja ghiuzdanul. Ba da, trebuie să mă dau foarte puțin. Imediat mi se umple. Te-ai să vezi. Cred că încă o lovitură și gata, sel. Nu, Cristina! 50.504! Nu, Cristina, e cu mult în fața mea! Mă apropii de arma aia faină, sunt foarte curioasă să văd cum arată, ba da! Nu există din astea, vreau și eu să am arme faine. Uite acolo, da. Mamă, ce țintă șmecheră. Aia gri cred că n-are atâta de mult damage. Frate, ce m-a lovit. Trebuie să dau de la distanță, știi? A, ce bine că am timp să se refacă. Se reface? Da. Și eu o să-mi aleg viluța aia. Aia îmi place mie mai mult. Haide, fă-te, pentru că vreau să câștig. Eu vreau să câștig. Eu zic că mă descurc destul de bine. Eu trebuie să câștig, nu știu cum se întâmplă, dar eu trebuie să câștig. Ce fain mă văd la Felix pe ecran.
scuze! Ce chiot sunt! Cum dau aici și distrug! Ți-a ales vila aia mai mare. Da, asta am zis că este a mea, asta cu două etaje. Ca să mi umplu aici ghiuzdanul și să mă duc și îmi iau eu arma prima. Nu știu dacă o să reușesc în episodul de astăzi, dar poate data viitoare. Cu siguranță îl întreg pe Felix. Uite și tu, ghiuzdanul meu este pe jumătate umplut, vedeți acolo? Și acum și iarăși să mă duc să vând. Nu e corect, ceva se întâmplă aici. Se întâmplă bine! Uhuuu! 3390 din 5000. Haideți să mai dăm câteva damage-uri ca să umple mai ce ghiuzdanelul. Hai de mine! Felix, te-ai întors? Da, m-am întors. Ai venit de la magazin? Ai luat ceva bun? N-am luat. N-ai luat? Am vândut ce am putut. Ai vândut? La preț de ofertă. Ok. Haide, haide, ghiuzdanule, umple-te. Umple-te că avem nevoie să fii umplut ca să mai luăm niște bani. Hai de mine. Hai, cred că asta e ultima lovitură și mă duc să mai vând. Este 55.000. Încă o tură de vânzare și cred că o să-mi iau arma, Felix. Mai stai pe acolo. Dacă costă 60 sau 65? Mai stai pe acolo, nu mai țin minte. Nu mai țin minte? Nu mai țin minte! Vrei să zici așa ca să fac, ca să pierd eu timp? Nu mai țin minte, Cristina, nu mai țin minte. Dacă aș ține minte, aș ține minte, dar nu mai, îți dai seama. Să-ți prind vila asta ca să nu mai vii tu la ea. Oricum, îmi place și asta la altă. Haha! Deja m-am pus o distrugă. Arma de albine nu mai face față, Cristina! De ce? Vreau una care e mai repede. Trebuie să vorbești frumos cu albinuțele ca să facă treabă bună. Haide, 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 umple-te ghiuzdanul din nou, că am nevoie să-mi fac aici 60.000 să-l întrec pe Felix. Da, nu știu exact. Depățit sunt șau. Bun, se pare că mai am un sfert de ghiuzdan și mi umplu iarăși, Felix, ești pregătit? Nu, 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 nu-ți umpli. Ba da. Nu. Ba da. Oh my god, dar eu am venit înaintea ta și cum ți-l umpli tu mai repede? Pentru că am tehnică. Care e tehnica ta? Să iau, nu zic. Nu zic tehnica. Nu zic tehnica mea, este secret! E tehnica secretă? Este secretă tehnica mea? Haide, 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 haide! Hai, mă! 60.504! Mă duc aici la magazin, dar s-ar putea să am nevoie de... 65.000. Haide! Am nevoie de 65.000, deci mai trebuie să mai fac încă o tură ca da, să... Da, asta o să facă data viitoare, ca să nu pice acum, să pice mie! Să apăsați butonul de cocolai, scrieți în comentarii ce vreți voi și ne vedem data viitoare. Pa! Lasă că te fac eu măr data viitoare.